Polițiștii au fost prezenți în număr mare la Piștești, unde au avut loc funeraliile celor doi tineri morți în accident. Sute de persoane au participat la mormântare și zeci de mașini. Traficul a fost dirijat de polițiști. Oamenii legii vor mai rămâne în zonă pentru că sunt tensiuni între familiile implicate în accident. Familiile celor decedați ar fi anunțat că se vor răzbuna pe cei din cealaltă mașină a șoferului băut. Se vorbește despre incendierea unor case.